Salutare și bine ați venit la un nou clip. Astăzi suntem în gospodărie la Dănuț. Am început construcția unei super cuști pentru iepuri. După cum puteți vedea, suntem în progres. Alături de mine e Dănuț, constructor șef și inginer. Și îi dau cuvântul. Așa, cu prietenul Ilie, cu cameramanul domnul Eugen de la Curti. Salut! Așa. Și așa o să vedeți noul proiect la Dănuț și iepuri. Astăzi e sâmbătă. Am prins așa un weekend pe muncă și începem cu treabă. Îl avem și pe Eugen aici în acțiune. Inginerul constructor. Deci rapidă-i. E pe repede înainte. Iepuroiul cel mare. Ilie, hai să-ți prezint aici o familie de animăluță, de păsări. Sunt 4 pui de găină pitică. Așa. 4 pui de găină, nu știu cum ajută așa, cu, eu știu, cu penii pe picioare, cum au reșit, ce fel de mixt au reșit dintre ei. Și o rață mută. O familie care nu mă lasă nu vezi așa ceva. Le place de cameră? Da, văd că trage la cameră. Aici avem, aici avem niște rățuște care pe 26, pe 27 și 28 au ieșit din ouă, adică o să aibă aproape o lună, azi în 20. Și avem pe Jesse. Aici, Ilie, avem ceva secuiesc. Așa. Asta e de pe 27 februarie. Scam în ghesuiță, aici trebuie să le mai mutăm din ei numai cu timpul. Îl avem Ilie, pe... uite aici pe pichini cu cel mai șmecher cocoș așa, uite cum se dă la mine, uite-l aici, uite-l cum se dă la mine. Uite-l aici cum se dă la mine, uite-l aici. Pichii, măi, nu ne face. Cel mai blând. Îl bagă la alea la București în poșetă, îl duce... Da, ăsta aici la Iulia Balbu. Poate m-au pus aia, să pun ce gușă are. Da, uite aici ce... Da, cum e încercă. Cel mai șmecher cocoș așa, face așa pe... Uite-l aici, hai să-l punem așa jos, Ilie. Ți-ar merge în ciorbă. Ce să marg, Ilie, că ăsta e numai de ornament, uite-l aici. Uite-l aici cum se dă la mine, uite-l aici, uite-l aici. Pichi! Pichi, uite-l aici, uite-l aici, uite-l aici, asta-i cadrul. Uite cadrul cum ne înțelege noi așa, ne dăm așa... Facem așa un fel de... Uite, avem așa pe Eugen care se joacă cu ce-i place lui cu secuiești. Are Dănuț aici 8 prin chindei. Care e mai de care? Nu mai știu, aproape o lună sau nu mai știu exact când au o lună. Ce curioși sunt. Ăștia își caută stăpân, nu? Încă nu. Încă nu, ha? Sunt micuți. Dar mama văd că e violentă. Cum? Mama e că violentă. Nu. Bă, tu negriciosule, i-a venut o leacă la mine. O să văd aici, ha? Ce văd aici? Tu după ce e? Ilie, uite, să-ți arate aici o surpriză. Da, ca e un nouă. Uite-l aici. Uite-l aici, are intrusul.
Iar au intrat la... Au intrat acolo în colțul, acolo chiar în colț, în colț are acolo o găuriță și pe acolo se... Găseau și câte 2-3 pe aici, Ilie, cu... Și mâncare la dănos. Acolo sunt pe mâncare, sărașii. Uite-l acolo, e intrusul. Dănos aici. Aici avem mamă cu o puișori, unul avem jos. Acum mai are 7 cu unul dincolo la asta ce secuiesc. Așa zis la californianca lui Dănuț. Super mamă, e la a patra, patrulea rând de pui. De anul trecut, din octombrie până acum. Deci ești foarte mulțumit de ea. Super mamă. Ia-mă smocul ăla la mine. Ia uite aici, Ilie, avem un hibridă de uriaș, Grigerman, tată. Mamă e hibrid și ea. Și e așa un hibrid, uite ce blană pufoasă are pe ea. Asta și-ar căuta un stăpân bun. Își caută un stăpân. Își caută un stăpân bun care să aibă grijă tot așa în continuare de ea. Cred că e super, super frumos arată. Uite aici, Ilie, avem un cuibiară de 5 iepurași plus un intrus care v-am zis, cred că ăsta e și intrusul primul. Ăsta e intrusul primul, da, și acolo super mămică, protectoare. S-a speriat un pic din noi acum, de cameră. Da. Băi, copilaș, băi. Așa, pe data de 13 au avut o lună de zile, acum ai 20, au o lună și 7 zile. O săptămână. Uite, avem aici iar mâncare pe jos la iepuraș. Le calșilor, stau pe aici doar și pe ei. Așa, aproape o să facă 2 luni. Peste săptămână. Vezi cum îi protejează, imediat vine aici să vadă care e problema. Cât e gras asta. Nici o săptămână de când de pe ea. Aici de noț. Aici avem o mamă de hibrid de la domnul Eugen cu puișorii ei. Ei la 3-lea rând de puișori. Aici tot ce culori, la gri, cincir la negri. Toate orice rasele posibile și imposibile. Aici de noț. Aici avem mamica de secuiesc cu puișorii care au început să plece dintre ei la plimbare. Au început să deschidă ochișorii și ei. Cât au ăștia, nu sunt mai mici puți? Au două aproape, nu știu, pe marță o să fac de 2 luni. Gata. Dacă aici e mamica. Nu stai să fac deschidă. Abia au deschis ochii. Aici, aici avem o șmecheră cu puișorii ei. Uite cum ce stil are mămica de dormit. Uite acolo, ce doarme e. E cald. O zbăsit-o cloșca afară. Aici mămica cu cei 9 puișori. Sunt cam mult, dar asta e. E două și pe toți. Da, azi ar trebui să fac zi curățenie, dar o să fie după. Ce-i plajă la ea. Aici de nuț ce rasă avem. Aici avem cloșca cu pui de aur. Cloșca cu pui de aur. Nu vorbim de aur când ne trădează hoță. Ești de aia peticius. Avem aici găinuța cu 9 puișori. Și aia las 4 tăgi la ea zouă. Da, stai, uite așa ce... Mai protejează. Aici cred că-s puișorii după la picnicul și avem și ceva picnic pe el. Urmaș de la el. Da, de la șmecher rău. O, dar cu cât? Uite ce picioare mică pațioare. Uite acum are crescuțe aici. Uite așa, unghiul pe ăsta. E handicapară la ăsta. Pichi iar mi-a venit așa în cadru. Ce? Nu mai pot scăpa de el. Pichi, ce iau și ce exmatriculez. Să pleci aici. Da, nici nu vreau să pleacă. Dispar de aici, mă, mergi, pleacă, omule, că ești urât, pleacă de aici. Poate nu vrea să pleci, mă, omule, uite ce-mi faci, Pichi, mergi de aici. Pichi. Mă, lasă-mă și dă-mi pace să filmezi aici cu Ilie. Bă, mergi aici, mă, așa, dispari, fugi. Aici, de noț. Aici, Ilie, mai avem ceva
iepurașii secuiesc, tot așa de pe 27 februarie. Aici avem o păpușă de pe, nu știu, când noiembrie, 17 noiembrie mi se pare. Aici avem tot așa pe un băiețel de la Eugen, de la prietenul nostru, care are urmașul ăsta. Aici avem secuiești în plină năpălire, cum și și după clipurile mele. Super, nu mă păr pe toată cușcă cu ei. Aici al doilea mascul de secuiesc. Aici, Dănuțu. Aici avem așa niște hibrizi, tot așa de uriar de german. Ăla de mamă berbec, tată secuiesc. Aici nu mă păr pe-n cușcă, cum zic, năpălire așa și într-o veselie. Aici numai masculi avem. Asta are mascul pe grifier. Aici avem o femeluță de mamă californian, tată secuiesc. Aici are un băiat de la Eugen, proveniență Virgil Manole. Și acolo era un iepuroi din 1 noiembrie, un secuiesc. Ăsta e cocoșul de curte al lui Dănuț. Iar aici Dănuț ce avem? Avem aici niște rățuși muce. Sau rațurile șască, cum e zice. Vrei că ce șmecheră e asta. Curioasă rău. Curioasă rău. Ce e, mă, bicele? Uite cum ciupulezi ele, uite cum ciupulezi. Ia, vedea în cameră. Bă, cum? Astea-s fotogenice rău. Ce e așa treaba care... Dar e mai așa, mai... Uză-l, uză-l și pe... Asta la ce gură mare are. Mute, dar nu prea mute. A, mute, dar gălegios. Cam asta au fost pe astăzi. Noi vă mulțumim de vizionare. Eu vă mulțumesc de vizită. Ilie, Eugene. Salut! Continuarea la lucrări o să vedeți pe canalul lui Dănuț, să intrați să vedeți acolo. Mai face și plării dacă mai face o vizită. Dacă mai reușim să ajungem. Și cu restul nu se știe când continuăm, când continuăm, când putem. Și asta numai e... să vedem cuștele finalizate. Aia. Într-un final, o fișoare, într-un final. Numai bine, la revedere. Și mâine așteptăm video de la tine, Dănuț, nu? O să fie acum, să sperăm. Perfect. V-am salutat. Weekend fine. La revedere. Ciao. Ciao, ciao.